În episodul trecut al seriei Cum se fabrică, roboți perfect sincronizați au asamblat elemente de caroserie într-o coreografie perfectă. Iar apoi alte brațe inteligente se ocupau să le sudeze în mai multe puncte simultan. La capătul liniei, atingeri umane verificau și retușau imperfecțiunile ale caroseriei, înainte de a fi trimisă mai departe. Asta e liftul care o scoate de aici. Fug s-o prind în partea cealaltă, la vopsitorie. Acum, caroseria de Puma, pe care am urmărit-o de când era o foaie de tablă, va căpăta eleganță și frumusețe finală într-un nou episod de Cum se fabrică. Iar acum mi-am pus costumul ăsta de astronaut pe mine ca să intru în secția de vopsitorie și să-mi văd mașina. Înainte de a începe filmările, am fost întrebat ce culoare vreau să fie Puma. Răspunsul a venit cât se poate de natural. Puma albastră, normal că Puma albastră. De la o simplă bifă pe o foaie de comandă până la caroseria vopsită și lucioasă, este însă drum lung și complicat. Asta este mașina mea, iar eu transpir aici la 38 de grade pentru că vreau să văd cu ochii mei cum intră în soluție cataforetică, astfel încât să fie tratată anticoroziv. După tratamentul chimic, caroseria trebuie netezită din nou. Tocmai am intrat pe linia pe care mașinile sunt pregătite final pentru vopsire. Asta înseamnă că după ce au venit de la cataforeză, există aici un computer și niște ochi umani care inspectează toate defectele și apoi le remediază. Dacă tot eram echipat, am zis să pun mâna să verific și să-mi pregătesc caroseria pentru etapa următoare. Mi-e foarte frică pentru că mi se pare că se zgârie, dar de fapt eu îi fac bine acum. Sunt foarte talentat, sunt extrem de talentat. Oricât de talentat aș fi însă, la vopsit efectiv nu sunt nici mai talentat, nici mai eficient decât un robot bine antrenat. Asta e treabă de maximă precizie, iar produsul final trebuie să fie perfect de fiecare dată. Asta este momentul la care mașina mea, proaspăt vopsită albastru, va fi dată cu lac de niște roboți. După încă o etapă, pe o linie unde este ridicată în diferite înclinații, astfel încât tratamentul cu ceară să pătrundă peste tot, caroseria e gata să își continue transformarea spre a deveni mașina mea albastră. Mă rog, Desert Island Blue, de fapt. Iar acum am ajuns pe linia de inspecție finală, unde Puma mea a avut ceva de șlefuit. I s-a șlefuit. Mă simt fericit. Super! Caroseria a ajuns să aibă culoarea pe care mi-am dorit-o. Acum va trebui să intru pe linia de asamblare finală. Cusătură albă, cusătură neagră, cusătură albă. Cu puțin ajutor de la un operator foarte priceput, am pus și eu umărul, când a fost montat, bordul în Puma mea. Acesta este trenul de rulare, aceasta este caroseria. Acum se întâmplă mariajul, practic se naște o mașină. Cum se întâmplă asta, vedeți în episodul următor de Cum se fabrică.